Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit. Suntem aici la Deale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață superbă, o dimineață frumoasă de toamnă, nu mai plouă, nu e nici foarte rece afară. Pentru cei care vă pregătiți să plecați la serviciu și cei care vă pregătiți pruncii pentru a-i trimite la școală, să știți că nu aveți nevoie, cel puțin la prima oră, de umbrelă, pentru că nu plouă. Să sperăm că nu va ploua astăzi, pentru că sunt evenimente în desfășurare, când e nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu să fie soare, să fie cald, pentru că la orăștie, cu toții știm, se desfășoară un festival medieval. Așa că după masă, dragii mei, care nu aveți ce să faceți, vă așteptăm la orăștie de la ora 18, pentru că se lansează monografia. Prezent, voi fi acolo și eu și Bianca. Bună dimineața, Bia! Bună dimineața, Andra, somnoroase fetele mele, niciuna nimic. Hai, fetelor, mai cu tupeu. Așa să se audă că suntem aici. Și mâine și poimine la orăștie vom avea parte de tot felul de ateliere și tot felul de muzică bună. Urmăriți, vine Proconsul, care sunteți fani, în weekend la orăștie. Dar pe Facebook găsiți, dragii mei, afișele. Nu întâmplător, nimic nu e întâmplător în viață și o spun de fiecare dată când am ocazia. Dumnezeu lucrează prin oameni și Dumnezeu are grijă de fiecare dată să întâlnim oameni frumoși, oameni care de-a lungul vieții fac lucrurile altfel. Cum altfel? Sunt acei oameni care cresc prin prisma meseriei domniilor lor, cresc alți oameni frumoși și minunați. În această vară, la Deva, în acea perioadă fierbinte a campaniei electorale de la locale, a avut loc un spectacol, dragii mei, un spectacol aniversar, 25 de ani de Românașul. Din păcate, mie mi s-a părut că nu am făcut suficient pentru promovarea acestui eveniment. Și cu durere în suflet, o spun de fiecare dată, emoția oricărui eveniment, oricărui spectacol care nu e readus în fața noastră, în ochii noștri, în urechile noastre, se pierde acolo, în acea sală de spectacole, în momentul în care evenimentul se încheie și se închid ușile. Mi s-ar părea normal să ne întoarcem de câte ori avem ocazia la câte un astfel de eveniment și să retrăim atât cât putem emoția acelor oameni. 25 de ani de Românașu, spectacol aniversar care astăzi, cu ajutorul domnului profesor Ovidiu Demea, care ne-a adus înregistrarea, bucățele din el, că nu ne ajunge orele de transmisie să-l dăm tot, o să vedem bucăți din el. Și invitații mei din această dimineață, nimic întâmplător, doamna profesoară, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Știți cine, nu? Cine e doamna profesoară? Aștept să-mi scrieți. Sunt convinsă că știți despre cine este vorba. Bianca Iacoboni. Profesoară, dar și membre în ansamblu Românașu, o să ne povestească despre experiența domniei sale. Și bineînțeles, un om drag mie, un om căruia poate nu de fiecare dată îi arăt respectul cuvenit pentru tot ceea ce face, domnul profesor Ovidiu Demea. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Eu v-aș invita în fiecare dimineață, dacă ar fi după cred, capul meu. Probabil că am plictisit. Nu cred că s-ar plictisi nimeni. Ce mai faceți? Ne bucurăm de prezența în emisiunea dumneavoastră și de invitație și de faptul că putem să dăruim oamenilor din inima noastră prin cântec de fiecare dată. Invitații mei, dragii mei, știți cu toții, sunt profesori acolo la Fabrica de Talente aceea în Deal, că știm cu toții,
Liceul de Artă Sigismund Toduță este o fabrică de talente. Avem aici la DEVA, o spun și sper să înțelegem, știu că sunt ca un papagal, repet în fiecare zi același lucru, dar poate înțelege fiecare dintre noi, măcar bucățele din ceea ce transmitem, ajunge așa la dumneavoastră, și că aici la DEVA avem o fabrică de talente acolo în deal. Poate cu acordul lui Dumnezeu și cu bunăvoința oamenilor se strâng și oamenii ăștia, că sunteți împrăștiați în toată DEVA. Ieri am fost la dumneavoastră și mi-ați explicat, aici ai liceu, școala mică în altă parte. Da, acum a intrat un corp de clădire în renovare, este vorba despre școala de pe Avram Iancu, unde erau câteva clase, am rămas cu un 8 la, pe strada Porumbescu și cu liceul la liceul Traian, care probabil că vor urma să intre în renovare, din câte am înțeles, și ar fi un lucru bun pentru... Doamne ajută! Școală și pentru DEVA. Doamne ajută! Doamna profesoară, ce mai faceți? Aveți emoții? Am emoții de fiecare dată când apar în fața oamenilor, chiar dacă e vorba de o emisiune sau dacă urc pe scenă. În special când am copii în preajmă, elevii, atunci am și mai mari emoții. Ce înseamnă liceul de arte Sigismund Toduță pentru dumneavoastră? Pentru mine înseamnă locul în care mi-am descoperit și mi-am șlefuit în primă fază harul primit de la Dumnezeu și pe care acum am reușit eu să-l transmit mai departe și cu ajutorul acestui har să reușesc să formez alți tineri care să nu lase să piară folclorul românesc. Doamne ajută! Și când vezi să întâlnești astfel de oameni, parcă prinzi curaj la viață. N-o să intrăm, dragii mei, în prea multe amănunte despre activitatea artistică a doamnei profesoare, pentru că vreau să o rog să vină într-o dimineață de vineri, să începem weekendul așa cu muzică și cu voie bună, să ne povestească mai multe despre cariera domniei sale, pentru că dincolo de meseria de profesor, de canto, doamna profesoară are și o activitate artistică cunoscută, cel puțin la nivel de județul Hunedoara, sunt convinsă că e primită de foarte cu brațele deschise la fiecare spectacol, pentru că văd comentariile și la evenimentele pe care eu le văd, le urmăresc, le aduc în fața dumneavoastră și ne-am întâlnit de foarte multe ori, chiar dacă poate doar profesoară nu mă cunoaște, dar eu cu siguranță pe acolo, pe la scenă, trag cu ochiul așa, că așa fac eu de obicei. Dar mergem la Românașul, pentru că ansamblul ăsta fain așa și cu plin de talente și plin de oameni fain, domn profesor, am fost în sală. Știți, da, deja n-am putut altfel, am venit și eu ca un ne-am spectator. Ne-am și întâlnit după spectacol, da. Am urcat acolo lângă dumneavoastră pe scenă, l-am văzut pe Ovidiu Pintilei mai emoționat decât de foarte multe ori. Da, să știți că întâlnirea cu foștii colegi, cu care sunt convins că de multe ori, adică nu s-a mai întâlnit cu ei, că mulți sunt plecați din DEVA, sunt în Cluj, în București, în Timișoara, și le-a produs o emoție această întâlnire de 25 de ani, că cu unii chiar nu s-a văzut de 25 de ani. Foarte emoționant momentul. O rog pe Andra încet, încet să pregătească momentul în care, primul moment pe care noi l-am ales împreună. Andra, te rog din suflet, haide să începem să vedem materiale și să povestim pe urmă despre ce s-a întâmplat pe scenă. În numele întregului ansamblu, vă mulțumim, vă iubim și vă urăm la mulți ani, la mulți ani domnului profesor, la mulți ani ansamblu folcloric Românașul. Thank you.
de Românașul, 25 de ani de când simțim cu toții cu aceeași inimă. O inimă îndrăgostită de folclor și de tradiție românească. Nepoțelul a venit cu flori. Domnule profesor, au fost momente, așa cum ați spus, pline de emoție. Acum noi ne tot întâlnim, dar parcă acolo ați fost mai emoționat ca niciodată. Da, a fost copleșit, fiindcă eu efectiv n-am știut de toate treburile astea, nici de flori, nici de tor, de nimic absolut. Eu știam că trebuie să fac spectacole, să urmăm cursul firesc al spectacolului și atât. Nu am știut. Deci astea chiar au fost surprize din partea lor. Surprize frumoase, bineînțeles. Și m-au emoționat extrem de mult. Cel mic nu știu era dacă n-am scăpat și câteva lacrimi. Da, știm noi că le-ați scăpat încă, că eram pe acolo. Încercam să ne facem nevăzuți, să nu dăm și mai multă emoție, dar nu se putea, n-aveai cum, fiori. Eu am plâns aproape 2 ore cât a ținut spectacolul. 2 ore, parcă, cam da, așa. Nu cred că mi-am putut opri lacrimile. Teodora Petruț a fost cea care a prezentat spectacolul. O așteptăm aici alături de noi. Am văzut și vorbim despre partea, pe urmă să vorbim despre instrumentiști. Acolo avem o surpriză. Fetele care au fost și băieții care au cântat cu voce aici, cred că dumneavoastră, artiștii, am văzut-o pe Aida Busuioc, Adriana Ștefan, Amalia Crișan, fostă Otea, care mi-a și fost elevă, Roxana Stângă, Ana Nuțoiu, tineri foarte talentați care sunt de mare viitor și care cu siguranță o să se audă despre ei. Pentru mine personal a fost foarte emoționat momentul, pentru că m-am întâlnit atât cu foști elevi, cât și cu foști colegi care astăzi, și foști elevi care astăzi poate sunt colegi la Liceul de Arte în calitate de profesor, și lucrul acesta atunci mi-am dat seama pe scenă că e emoționat și încărcat de mare emoție, și faptul că au revenit și ei, din rândul elevilor, au revenit la noi la școală, asta spune multe despre liceul nostru. Pentru că tot timpul liceul nostru a dat încredere și a întins o mână către tinerele cadre didactice să se întoarcă acasă, să vină la rândul lor să dea mai departe ce au învățat. Așa a fost și cazul meu. Eu în 2006 am venit de la Hunedoara la Deva pentru liceul de muzică și pentru taraful Românașul, și la fel m-am întors în 2012 de la Cluj, când am terminat Academia de Muzică, la fel pentru Românașul și pentru liceul de muzică. Am spus de fiecare dată că există oameni care nu lasă să se pună praful pe lada de zestre a tradițiilor, a tot ce noi am primit de la strămoșii noștri. Și asta ar trebui să fie un exemplu, asta ar trebui să fie un exemplu pentru noi, pentru fiecare dintre noi, de fiecare dată când avem ocazia. Un astfel de moment, dragii mei, o să-l urmărim în vreo 3 minute, nu putem să trecem cu vederea și să nu îi numim pe instrumentiștii de la ansamblu Românașul. Îi prezintă Teodora Petruț cu emoție, parcă mai emoționată ca niciodată. Eu am văzut-o pe Teo pe foarte multe scene unde ea a prezentat spectacole, dar la spectacolul aniversar a avut atâtea emoții, parcă n-am văzut-o niciodată așa emoționată. 3 minute în care noi vom auzi numele o parte din instrumentiștii de la ansamblu Românașul, pentru că nu au venit toți, n-o să ne povestească domnul profesor cine a mai lipsit, pe care cu siguranță în perioada verii mulți au fost plecați sau aveau deja alte evenimente promise și n-au ajuns la spectacol. Dar să vedem o parte din valorile ansamblului Românașul pe care astăzi îi întâlnim la orchestre de renume, și o să vedem despre ce este vorba. Haideți să vedem. Dragilor, permiteți-mi acum
să vă prezint membrii orchestrei, cei care ne vor acompania în această seară sub bagheta maestrului dirijor al ansamblului folcloric Românașul, profesor Ovidiu Ioan Demea. Darius Pălăuș, vioară, angajat al ansamblului profesionist Drăgan Muntean, profesor de muzică, promoția 2014. Iulian Marinescu, vioară, student, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, promoția 2021. Ionuț Lupuț, clarinet, profesor de muzică, promoția 2015. George Toma, clarinet, student la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, promoția 2022. Bogdan Petres, clarinet, profesor de muzică la Liceul de Arte Sigismund Oduță, promoția 2015. Raul Șerban, clarinet, profesor educator la Centrul de Pedagogie Curativă Smeria, promoția 2012. Valentin Diniș Taragot, student, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, promoția 2021. Gabriel Demian Taragot, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, promoția 2022. Ovidiu Pintilei, acordeon, angajat al ansamblului profesionist Drăgan Muntean din Deva și inginer de sunet la Ovi Music Studio, promoția 2004. Andrei Crișan, acordeon, profesor de muzică, promoția 2011. Răzvan Rusuli, acordeon, artist liber profesionist, promoția 2021. Gelu Drăgoiu, clape, profesor de muzică la Liceul de Arte Sigismund Oduță, promoția 2015. Cristi Neag, saxofon, profesor de muzică, promoția 2008. Alin Petres, saxofon, profesor de muzică la Liceul de Arte Sigismund Oduță, promoția 2009. Radu Poenar, saxofon, artist liber profesionist, promoția 2009. Vlad Ursa, saxofon, artist liber profesionist, promoția 2015. Robert Bocăniciu, saxofon, inginer, promoția 2015. Andrei Petres, saxofon, profesor de muzică la Liceul de Arte Sigismund Oduță, promoția 2015. Florin Belea, saxofon, artist liber profesionist, promoția 2007. Ioji Raț, saxofon sopran, profesor de muzică la Liceul de Arte Sigismund Oduță. Alin Nistora, saxofon, profesor de muzică, promoția 2016. Alin Grecu, saxofon, artist liber profesionist, promoția 2014. Alin Ardelean, fluier, elev în clasa a 12-a la Liceul de Arte Sigismund Oduță. Și Bogdan Surcanu, saxofon, elev în clasa a 12-a la Liceul de Arte Sigismund Oduță. Sunt ai noștri, sunt frumoși și în această seară ne-am adunat aici pentru dumneavoastră, cred că majoritatea știți de ce, din dragoste de cântec. Am spus să revin. Nu doar că a crescut instrumentiști foarte buni care astăzi sunt la ansamblul profesioniste și se duc departe în lume, că mulți dintre ei sunt prin lumea întreagă, prin toate colțurile pământului, dar a crescut oameni foarte frumoși, domnul profesor. Asta e foarte important. Eu, prin prisma meseriei și dragostea mea pentru folclor, îi întâlnesc pe mulți dintre ei la evenimente și mereu ne povestesc aventuri din turneele Românașul. Cine a lipsit? Ci că vreo 300 erau de toți. Cine a lipsit de la eveniment? Da, deci în primul rând nu puteam să-i chem pe toți, fiindcă nu încăpeam pe scena Casei de Cultură, deci ne trebuia stadionul. Fiindcă instrumentiști în fiecare an aveam cam
10, 12, ori au atâtea generații, nu se puteau, iar sau nici vocal la fel. Deci am făcut așa un calcul estimativ, solici vocal probabil că în jur de 140 ar fi fost din de acum 25 de ani, iar instrumentiști vreo 260. Și atunci efectiv nu puteam. Iar unii chiar n-au putut veni din diverse motive. Vali Stăncioiu, probleme de sănătate, programat la o intervenție. Romario Betea la Timișoara avea un contract cu un angajament ferm, deci nu putea lipsi. Deci au fost mai mulți care n-au putut. De asemenea, un solist de mare valoare, Rădos Răzvan, care este și dirijorul corului radio, este la București, avea concert în ziua aia, ar fi plăcut enorm să vină să se întâlnească și cu colegii și cu mine, evident, și să cânte, dar nu a putut. Deci au fost și cauze obiective și subiective, să zic așa, fiindcă n-a putut să-i chem pe toți. Dar cei care au fost pe scenă, eu zic că au fost dintre cei mai buni și mă mândresc cu ei, fiindcă ei și profesează și în zi de astăzi toți cântă. Am mai spus-o, cred că, în emisiunea dumneavoastră, cred că 70% din ei, din instrumentiștii județului, sunt foști membri ai ansamblului Românașul, ceea ce mă onorează și îmi face deosebită plăcere. Iar la fel, soliștii vocali, care, poate în proporție un pic mai mare, sunt care domină piața unedoreană și nu numai. Și nu numai, da. Prin intermediul Facebook, Instagram, YouTube, dragii mei, și TikTok mai nou, suntem prezenți în toată lumea și noi suntem live pe Facebook și pe TikTok, nu în dimineața asta că lipsește Alin, dar suntem live pe Facebook și pe YouTube, dragii mei, și dau citire câteva mesaje și pe urmă mergem să stăm, nu mergem, dar o să ascultăm și o bucățică din suita pe care acești minunați instrumentiști au cântat-o în cadrul acestui spectacol. Daniela Enea ne spune bună dimineața, felicitări și mult succes. Și Enea Vasile ne spune bună dimineața, felicitări invitaților, mult succes în continuare, vă salut cu respect. Este vorba de familia Enea de la ansamblu Hațegana. Da, adevărat. Ioan Grosu ne spune bună dimineața, felicitări. A Petri Radu ne spune bună dimineața, doamnă dragă. Mulțumesc, Radu, e copilul înfiat de nenea Pera Bulz, îl salutăm pe Radu, el e al... Și Doamne ajută să fie sănătate multă, Alina Monica Cărmăzan, una din viitoarele, probabil, membre ale Românașului, în momentul ăsta e la Palatul Copiilor. Și de la Teatru de Artă primim bună dimineața, asta e Melinda, bună dimineața, dragă a mea, și ne bucurăm că ești alături de noi. Și dacă nu citesc toate mesajele, să știți, dragii mei, că nu le văd. Dar o să mai dau un refresh până la final, poate mai văd din ele. E foarte interesant, eu tot încerc să aflu secretul, nu-mi prea iasă, că domnul profesor nu vrea să mi-l spună. Cum e, care e secretul să creșteți acești oameni minunați? Secretul... Și nu vorbesc de note. Acolo, nu știu cum e, dar ați crescut niște oameni minunați. Vă zic eu secretul lui, eu l-am văzut și din... Eu l-am văzut și din prisma elevului, acum suntem colegi, dar în prima fază l-am cunoscut pe domn profesor ca și elev. Păi vă spun eu că cel mai mare secret al dânsului este dragostea de oameni, de copii și de cântec și de tradiție. Asta am simțit din prima clipă când am ajuns la liceu de muzică ca și elev și o susținere necondiționată din partea domnului profesor, pe care sunt convinsă că nu doar eu am simțit-o și ceilalți colegi ai mei, și de fiecare dată spunem cu mândrie că suntem foști elevi ai domnului profesor Ovidiu Demea și cred că nu l-am făcut niciunul de rușine până acum, să zic așa, și dânsul să se mândrească cu noi, că noi de fiecare dată veneam, aduc aminte, tot timpul taraf a fost marțea. Aveam, când eram eu în liceu, orele de taraf se țineau la grădinița de la Patria. Așteptam ziua de marți ca și, nu știu cum să zic, era o sărbătoare marțea. Era cea mai mare bucurie. Știu că plecam pe jos de pe Porumbescu până la Patria, o gașcă de copii. În vremea aia n-aveam microfoane, nu cântam pe microfoane, cântam la rece soliștii. Nu era ușor lucrul ăsta, dar așa domn profesor reușea să-și facă timp pentru fiecare în parte și să ne zic o vorbă, două,
Ce să corectăm, că în vremea aia nu aveam secție de canto popular. Domn profesor era profesor și de canto pentru noi, pentru soliști și pentru instrumentiști. Și așa am crescut frumos multe generații și din ansamblul Româna și eu zic că au ieșit lăstare bune, care o să ducă mai departe folclorul. Și asta e secretul domnului profesor, dragostea da, față de cântec și de copii. Eu cred că a punctat bine Bianca. Asta am simțit dintotdeauna. Și eu zic tot asta, fiindcă, în primul rând, iubesc copiii, mi-s dragi. Și de aici, și evident, folclorul și tradițiile românești care sunt. Și atunci, efectiv, am reușit să transmit asta și elevilor noștri și rezultatele se văd. Fiindcă le drag și lor, fiindcă fără pasiune și asta nu se poate face nimic. Fără dragoste de cântec, de folclor, de aia nu poți să răzbești. Și eu cred că am reușit. Plus de asta e clar, domn profesor are har, că nu poți să faci profesia asta și cred eu că nicio profesie nu poți să faci bine dacă n-ai har. Și dacă o faci doar așa că ai găsit un loc de muncă, să zic, cu siguranță o să ieșezi. Dar nu e cazul domnului profesor. E da. Har. Nu cred că am lipsit în acești 25 de ani, poate numai dacă am fost bolnav rău de tot, am lipsit în rest și eu așteptam orele de taraf cu dragoste, fiindcă veneau toți copiii și instrumentiști și soliștii vocali și repetam cu fiecare și e muncă. Acum Bianca poate să spună că aici că sunt ore întregi în care transpirăm, în special eu, că da. Eu sunt singur și vorba aia... Pot să confirm faptul că pe domn profesor l-am văzut la spectacole și la repetiții cu branul în mână, adică condiții da. În care poate un alt om ar fi stat acasă, liniștit în pat, dar nu a vrut nici în momentele alea. Am avut o pneumonie și renunțe. Făceam ampicilină cu nu mai știu ce. Așa și zic, da, am spectacol, ce să fac, nu-l pot amâna. Și atunci pe zice, na, să facem dimineața injecția și de seară, după spectacol. Asta înseamnă să ai dăruire. Acum, știți cum e? Pentru mine e foarte ușor, pentru că eu nu am crescut în județul Hunedoara, eu am crescut în județul Alba, am venit în județul Hunedoara om matur, i-am cunoscut pe acești oameni prin prisma ochilor, în primul rând, pe domn profesor Demea, l-am cunoscut prin prisma ochilor celorlalți, dar tot auzind Ovidiu Demea, cine o fi omul ăsta? Vreau să-l cunosc. Și înainte să-l cunosc, tot ce mi-a povestit doamna profesoară în această dimineață, am auzit și de la ceilalți prieteni comuni, că mi-ar place să spun asta, că suntem prieteni, să cred că suntem prieteni. Da, așa e, de la fiecare dintre ei am auzit cuvântul dragoste, cel puțin asta e și iubire, și har. Cuvinte care sunt comune, deci când trei oameni îți spun același lucru, deja al patrulea vine să confirme. Mergem la un moment muzical, că tot povesteam despre acești instrumentiști de valoare, nu se poate să nu marcăm evenimentul de la 25 de ani cu o suită. Să-i vedeți pe acești instrumentiști care sunt atât de mare, fiecare dintre ei are o anumită valoare. Eu acolo în sală s-au transformat în niște elevi. A fost un moment atât de drăgălaș, să spunem. Ei s-au întors în anii de liceu și erau atât de cuminți, erau la o oră de muzică. Sau s-au întors la un spectacol când erau copii, nu știu. Dar mi-a plăcut foarte tare momentul și vreau să ascultăm suita și pe domnul profesor care îi dirigează, bineînțeles, că nu se poate altfel. Thank you.
Dragii mei, a fost una dintre cele mai frumoase lecții de muzică. Cei care au filmat au surprins chipurile acestor instrumentiști care astăzi, dacă îi vedem la câte un eveniment, sunt atât de stăpâni pe ei. Acolo l-am văzut și pe Cristineac și pe Ovidiu și pe Fălăuș. Era de-a dreptul și se uitau după domnul profesor, parcă erau la o sărbare școlară. A fost acel moment. Da, sunt instrumentiști buni și întotdeauna când avem concerte sunt foarte atenți și colaborăm bine, ne înțelegem din priviri, cum s-ar spune, eu îi cuprind pe toți și atunci și ei sunt foarte receptivi și colaborăm foarte bine. Deci nu există la noi să povestească între ei sau să facă altceva. Toți sunt captați la eveniment, cum s-ar spune. Foarte frumos momentul, mi-a plăcut, sper să-l mai revedem. Eu le am și eu în arhiva personală, am vrut să le folosesc pe acelea, dar dacă le-am primit de la domnul profesor filmările, le-am folosit, sunt de altă calitate. Dar eu personal sper să ne strângem și la 30 de ani și să fie o sală plină, 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 să fie toată lumea acolo cu noi. Să ne ajute Dumnezeu. Până una alta, dăm un pic din casă, nu dăm din activitatea artistică a doamnei profesoare Bianca Iacoboni, dar să ascultăm o voce care avem de la ansamblu, de la cei 25 de ani de ansamblu Românașul. Să vedeți câtă emoție a avut. A fost acolo. Este foarte importantă pentru mine și vreau să vă spun că de fiecare dată când vorbesc despre ea, am emoții. Așa că o las să vă cânte și să vă încânte pe Bianca Iacoboni Zeiconi. Aș vorbi și eu, dar mă tem că nu o să pot să cânt, așa că las cuvintele pe după. Ansamblul Românașul, am venit de la Hunedoara la liceul la Deva și tot pentru ansamblul Românașul m-am întors de la Cluj tot la Deva să predau și acest lucru îi se datorează în mare parte domnului profesor Ovidiu Demea. Deci pentru mine ansamblul Românașul reprezintă trecutul, prezentul și viitorul și pentru asta chiar vreau să vă mulțumesc. Trecutul, prezentul și viitorul, dragii mei, dacă mai mă uit la multe materiale, o să încep să
plâng din nou până la finalul emisiunii. Mai avem 15 minute, îmi spune Andra în cască. Mulțumesc, Andra. Felicitări, doamna profesoară. Vă mulțumesc. Știu deja, nu e un secret, de la Adriana, cu ea am mai făcut emisiuni. Pe Teo o cunosc foarte bine, o cunosc pe Aida. Știu că aveți grijă de ele, nu doar de vocea lor, pentru că pe multe dintre ele v-am văzut etichetată, le aranjați și fețele de foarte multe ori. Și pe Luiza și Luiza Țârlea, dacă nu greșesc eu, o salutăm pe Luiza în această dimineață. Să știți că ele vorbesc, pentru că așa e viața, știți? Când întâlnești un om, cel puțin așa eu, când întâlnesc un om, deja eu vă cunosc prin prisma ochilor, faptelor, a prieteniei lor, pentru că ele de foarte multe ori vă amintesc. Ce amintire aveți dumneavoastră din 25 de ani de Românașul? Sau cum să întreb? Care e cea mai frumoasă amintire pe care v-a marcat în 25 de ani de Românașul? Bună întrebare! Am foarte multe amintiri și am niște amintiri care poate dacă n-aș fi fost membra ansamblului Românașul, cu siguranță nu le-aș fi avut. Și poate n-aș fi văzut locuri pe care, prin prisma ansamblului și datorită ansamblului Românașul, le-am văzut. Am avut turnee foarte frumoase, am avut turnee în Belgia, am avut turnee în Franța, locuri pe care poate ar fi fost mult mai greu să le fac singură, pe cont propriu. În schimb, turneele ne-au lăsat niște amintiri foarte frumoase și am descoperit spiritul de echipă, am învățat să conviețuim pentru momentul în care am plecat la facultate și am stat în cămin și am fost nevoit să stăm cu mai mulți oameni la un loc, toate lucrurile astea ne-au ajutat și ne-au ușurat munca care a urmat. Cât despre amintiri din ansamblu, am cred că foarte multe și am doar amintiri frumoase și bune și am legat prietenii atât cu foștii colegi cât și cu foștii elevi care, după cum ziceam, unii dintre ei s-au întors să predea și cei care nu neapărat predau la noi la școală, sunt astăzi profesori de muzică și chiar mă uitam acum pe scenă că am văzut că pe partea mea de scenă, să zic așa, eram cu foștii colegi de generație, poate cu un an, doi mai mici ca și mine, iar pe cealaltă parte a scenei era o masă unde toți mi-au fost elevi. Cu o singură, cred că excepție. În rest, toți mi-au fost elevi și a fost un sentiment foarte interesant și intens. Mi-am dat seama că după ce am cântat, abia am avut voce să vorbesc de emoțiile ce m-au copleșit. Ați spus la un moment dat, înainte să vorbim despre dansatori, că am aflat în acest moment, pe pauză, până noi mai povestim, ne uităm la imagini, am aflat că și ei au fost elevi ai liceului și membrii ai ansamblului, povestim imediat. Ați spus pe scenă trecut, domn profesor reprezintă trecut, prezent și viitor. Eu am fost de-a dreptul disperată când am aflat că vrea să se pensioneze înainte să plec din țară în 2020. Am făcut o emisiune prima pe care am făcut-o cu domnul profesor și am fost disperată. Dar ați folosit cuvinte foarte frumoase, trecut, prezent și viitor. Adică că domnul profesor reprezintă trecutul, prezentul și viitorul. Exact. De ce și viitorul? Pentru că au avut grijă să sădească lucruri bune și frumoase în noi, foștii dânsului elevi, care cred că o să dăinuie pentru totdeauna. Pentru că și noi mai departe, știți, ca și într-o familie, de la străbunici, chiar dacă poate la un moment dat străbunici nu mai există, dar toată moștenirea genetică, să zic așa, merge mai departe. La fel, toată dragostea de copii și de cântec, noi am moștenit-o de la domn profesor și o ducem mai departe. Și de pensionat nu cred că lasă nimeni să se pensioneze. Foarte bine punctat de Bianca. Deci trecutul reprezintă o într-adevăr. Prezentul este ea, fiindcă este în formă și în plenitudine a forțelor acum. Iar viitorii sunt viitorii elevi ai liceului de artă, care vor veni și pe care va șlefui Bianca, fiindcă statutul meu totuși e de pensionar. Eu anul trecut m-am pensionat, dar acum mai am exact orele de ansamblu, fiindcă mă rup un pic mai greu de cât mă mai ține sănătatea și mai pot și mai sunt primit, atunci cu drag. Nu ne lăsați. Cu drag profesez. Eu recunosc că m-am gândit foarte tare și când am spus ideea de trecut, prezent, viitor, eu de-a dreptul pentru ansamblul Românașul am venit de la Hunedoara. Eu în Hunedoara am crescut și erau suficiente licee încât să pot să meleg acolo un liceu,
Dar faptul că am auzit de liceul de muzică și în special de tarafuri, de ansamblu Românașul, că recunosc că eram în dubiu, aș fi mers la liceul pedagogic în vremea aia. Și când am auzit că liceul de muzică are un ansamblu de muzică vocală, muzică tradițională, atunci cu siguranță n-am mai avut niciun dubiu și am ales liceul de muzică și am ales să vin la Deva, ceea ce nu era foarte ușor pentru un copil de liceu să faci navetă, acum nu e cea mai grea navetă, dar totuși mă trezeam cu mult înaintea colegilor care erau din Deva, ajungeam cu mult mai târziu acasă decât dacă aș fi fost la Hunedoara la școală și la fel am ales și când am terminat facultatea. Recunosc că poate pentru un moment, chiar atunci când am terminat, mi-aș fi dorit să rămân în Cluj. Și m-am întâlnit cu domn profesor prin anul 3 de facultate și mi-a spus, Bianca, știi, noi intenționăm să înființăm secția de canto popular la liceu la noi. Am spus atunci, domn profesor, eu vreau să rămân la Cluj, nu vreau să mă întorc acasă. Și mi-am dat seama că la Cluj să rămân ar fi fost mult mai greu din toate punctele de vedere. Și am întrebat în septembrie, după ce am terminat facultate, eram înscrisă la master, domn profesor, sunt ore la noi la școală? Da, Bianca, sunt. Acum facem, am făcut secția de canto popular. Dacă vrei, poți să vii. În prima fază am fost suplinitor, că n-aveam masterul terminat, timp de 2 ani. După care Dumnezeu m-a ajutat și m-am titularizat și sper să ies la pensie. Adică, așa cred că va fi de la liceu de muzică. Și de asta da, m-am și întors. Mai spune ceva înainte de valoarea ansamblului, fiindcă este la nivel de județ și eu zic că și la nivel de țară, fiindcă noi am reprezentat în muzica populară în multe, l-am fost la Galați, la Suceava, la Cluj, la Timișoara, în multe părți ale țării și în străinătate. Dar Românașul este înainte de toate o familie. Asta am vrut să vă spun. Deci este o unitate. Așa că am spornit de aici, de la evenimente, ce se mai întâmpla. Se întâmpla în fiecare zi câte ceva și haznică. Asta este, no? Unde e ansamblu și unde sunt și elevi și aia, se întâmplă foarte multe. Eram ca la parcul de distracții, cumva așa era Marțea. Nu se gândi că la alte chestii, la alte minuni. Nu, deci copilărie, efectiv, care la momentul respectiv se gustau. No. Așa că se este o familie. Se gustă și acum, pentru că pe mulți dintre ei, când se întâlnesc, îi aud povestind de tot felul de întâmplări de-a lungul anilor petrecuți la Românașul și ceea ce îți dă așa o împlinire sufletească, te uiți la ei cu cât parcă se luminează la față când povestesc și încep să râdă și vezi copiii din ei, ceea ce e foarte frumos. Mai avem doar 5 minute de emisiune, haideți pe repede înainte să ne spuneți cine sunt cei care au dansat la 25 de ani pe scenă, așa câțiva dintre ei. Da, o parte din ei sunt, nu o parte, toți sunt foști elevi ai liceului de muzică. La un moment dat au fost vreo 5 ani, cred că, domn profesor, în care am avut și un grup de dansatori pe care poate în viitor o să se revină, să zic așa. Și chiar am văzut una dintre dansatoare, este actuala noastră colegă, doar că acum este în concediu de maternitate, Roxana Drăgoiu. Avem alte colege, doar că la alte școli, dar toate sunt profesoare, profesoară de geografie, profesoară de muzică, studenți la conservator și au ales să vină alături de noi pe scenă și să revină acasă, la Românașul. Și apropo de ideea de familie, eu aș vrea să spun că faptul că am fost ca o familie se datorează tot domnului profesor, pentru că exact ca și acasă, dacă părinții nu țin copiii aproape, copiii singuri cam greu să stea. Deci ideea de familie tot domnul Demian i-a insuflat-o, pentru că am simțit dragostea de tată pentru noi. Fără prea multe cuvinte, vreau să vedem ultimul material, Andra, să înțelegem ce înseamnă familie. Așa cum vă spuneam, noi v-am pregătit un cântec de grup și acum e momentul să ne bucurăm împreună de acest ultim moment, dar, nu putem să vă las așa simplu, trebuie să ne spuneți câteva cuvinte. Eu vă mulțumesc din suflet, într-adevăr mi-ați făcut surprize peste măsură, deci nu mă așteptam la așa ceva, deși vă prețuiesc și vă respect, dar chiar nu am fost surprins cu adevărat. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc viață lungă, multă sănătate și succes în cariera pe care vreți să o urmați. Doamne ajută să ne întâlnim cu bine și să ne reunim la 50 mult pentru mine, pentru voi nu, măcar la 35. Bun, și fiindcă am pregătit un cântec de final, vreau să-l interpretăm, da? (Fie)
mulțumim din suflet. Toate te mulțumim și la mulți ani ansamblu Românașul. Să nu uităm că ansamblu a împlinit 25 de ani. Ansamblu Românașul al Liceului de Arte și Sigismund Păduță din Deva. Mulțumim frumos! Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. Sperăm din suflet că ați avut parte de o seară minunată și că veți pleca de aici cu amintiri frumoase. Cea mai mare bucurie a noastră, a artiștilor, sunteți dumneavoastră publicul și aplauzele pe care ni le oferiți de fiecare dată. Vă mulțumim! A fost familia ansamblului Românaș, îmi dau lacrimile. Greu să mai țin cele două minute, ultimele două minute de emisiune. Felicitări încă o dată, domnule profesor. Mulțumim din suflet și eu sunt bucuros să revăd de atâtea ori spectacolul aniversar, fiindcă îmi provoacă emoție de fiecare dată când îl văd și acum mă pot uita la mine că într-adevăr am emoționat și stors de puteri și de... Doamna profesoară, felicitări și mulțumim că v-ați întors acasă. Cu doamna profesoară Bianca Iacoboni, cu artistul Bianca Iacoboni, o să ne întâlnim foarte curând aici la Deale Dimineții, să ascultăm o altfel de muzică, pentru că doamna profesoară face și altfel de muzică, să vedeți despre ce este vorba. Mergem în zona muzicii de petrecere, pentru că doamna profesoară merge și la evenimente, așa? Da. Așa, nu greșesc. Sunt sigură că cei care o cunosc deja iubesc vocea și vă promit, dragii mei, că în curând o să o ascultăm cântând mai mult aici la Deale Dimineții. S-a terminat emisiunea, așa zis Andra, gata. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Fabrica aia de talente, nu știu ce s-ar face fără dumneavoastră. Sper să vă dea Dumnezeu sănătate și să rămâneți încă mulți ani alături de noi. Să fim sănătoși, da. Și nu scăpați, vă aștept în la Deale Dimineții. Mai aveți atâtea, aveți și elevi, aveți acum, și... Vorba lui Bianca, să mai facem un spectacol și vedem. Poate mai venim cu ceva nou, cu elevii noi care sunt și... Se pregătește un spectacol Românașul, se pregătește de spectacol, o să venim cu amănunte, dragii mei. Sunt, fiți convinși că nu scăpăm, familia Românașul nu scapă de noi. Vă mulțumesc încă o dată, Doamne ajută, vă doresc un weekend mulțumim minunat. Dragii mei, ne luăm la revedere pentru că s-a încheiat emisiunea, așa a zis Andra, e șefa la butoane, nu avem ce să facem. Eu vă spun doar atât, așa cum vă spun în fiecare dimineață. Nu uitați că e vorba despre dragoste, despre iubire, despre familie și o spun în fiecare dimineață. Domnul profesor Ovidiu Demea e un exemplu. Atunci când dăruiești iubire, cu siguranță o vei primi înapoi, înzecit. Și această dimineață dedicată celor 25 de ani de Românașul e dovada a ceea ce eu spun de fiecare dată. Iubiți, dăruiți, pentru că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu vă aduce înapoi toată iubirea și dragostea pe care o dăruiți. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat și nu uitați, ne vedem la ora știe. Vă iubesc!